Instituția preșcolară din Petrunia a fost renovată datorită grantului de 1,5 milioane din partea Guvernului României. Lucrările de reparație au început în noiembrie 2014 și au fost finisate în luna mai 2015. Mai multe detalii aflați în reportajul colegilor mei. Grădinița Foișor din satul Petrunia are 28 de ani. De atunci, acoperișul grădiniței nu a mai fost renovat. Din banii alocați de Guvernul României, anul acesta grădinița a fost acoperită cu țiglă și a fost renovată rețeaua de apeduct și canalizare. Atât administrația instituției, cât și copiii sunt mulțumiți de condițiile create. Instituția preșcolară din Petrunia a fost beneficiată de un grant de 1,5 milioane de lei din partea Guvernului României. Și datorită acestor bani, în grădiniță s-a făcut o reparație totală a acoperișului grădiniții. În urma reparației, grădinița are un aspect mult mai frumos, copiii vin cu mai mare dragoste la grădiniță, deoarece acoperișul corespunde denumirii grădiniții, Foișor. În afară de aceasta s-au schimbat țevile din toată grădinița, au fost înlocuite cu țevi de plastic noi, s-a reparat canalizarea și avem condiții mult mai bune de lucru. Educatorii împreună cu părinții au renovat interiorul grădiniței. Cu toate acestea, grădinița nu dispune de un sistem centralizat de încălzire. În prezent, grădinița se încălzește cu sobe și deja au dat start sezonului de încălzire. De grab se începe sezonul de încălzire, dar însă noi încălzăm mai degrab de 15, fiindcă am simțit când în grup era cu are și de ieri s-a început sezonul de încălzire și am făcut foc și a fost normal, erau 18 grade, erau în grupă. Și da, că aduc și lemne până a venit focista și ne stăruim să creăm condiții ca copilor să le fie cald, să le fie plăcut să vii la grădiniță. Îți place să vii la grădiniță? Da. De ce? Ce îți place mai mult? Să colorez și să mă joac, să învăț și să mă ocup. Dumitrița cea bănică vine în fugă la bunică, intră în casă, dă binețe și vorbește cu blândețe. Bunicuță, știi ceva? Eu mă duc de la mata. N-am mai putut răbda pentru că te știam singurea. Mă joc, mănânc, borș, terci, pârjoale. Autoritățile publice locale sunt în căutarea resurselor financiare pentru sistemul de încălzire. Grădinița din Petrunia este frecventată de 90 copii. În instituție lucrează 11 cadre didactice.